aici noi am planificat prima să cerem ședințe publice în acest proces, pentru că așa cum ați văzut și alte persoane marcante din Republica Moldova, cum ar fi Eugen Doga, domnul Dabija, domnul Grecu, domnul Sucedeanu, domnul și mulți alți scriitori au solicitat ca aceste ședințe de judecată în cazul lui Vlad Filat să fie publice. Noi, la fel în continuare, vom insista ca Vlad Filat să aibă parte de un proces echitabil, să nu se facă justiție pe furiș sau pe ascuns. Noi dorim, la fel ca și marea majoritate acestor cetățenilor acestei țări, ca să se convingă, și noi să ne convingem, că în acest dosar nu există probe și Vlad Filat este persoană nevinovată.